După ani de incertitudini și un scandal care l-a costat locul în familia regală, nepotul regelui Mihai a recunoscut că este tatăl unei fetițe aduse pe lume de o tânără din Brașov. Testele ADN au confirmat paternitatea fără dubii. Acum Nicolae se angajează să-i plătească fiicei sale o pensie de întreținere cel puțin până la 18 ani. Anunțul a fost făcut de nepotul regelui pe pagina sa oficială de Facebook. În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cârjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reieșind că sunt tatăl copilului ei, a spus Nicolae. Cei doi s-au cunoscut în 2015, atunci când nepotul regelui Mihai a organizat un tur al României pe bicicletă pentru promovarea lecturii. Ar fi avut atunci o relație scurtă, potrivit apropiaților. Cum tânărul nu a recunoscut inițial copilul, cei doi părinți au fost implicați într-un scandal pe marginea testului de paternitate. Într-un final, am reușit să ajungem la un consens și anume să realizăm testele ADN, două, așa cum am cerut eu. Le-am făcut pe amândouă la București, la sfârșitul anului trecut. Rezultatul a fost pozitiv, așa cum nu m-am îndoit nicio clipă. Am un singur regret în această privință și anume că mama mea, care s-a stins din viață în urmă cu 4 luni, nu a apucat să trăiască pe viu această recunoaștere și totodată curățarea reputației mele foarte pătată în ultimii ani. Acum cei doi vor merge la notar pentru a face actele prin care Nicolae devine oficial tatăl fetiței de 3 ani și 3 luni. Apoi, conform legii, trebuie să plătească o pensie de întreținere până la 18 ani și chiar mai mult dacă fata va urma cursuri universitare. Se va stabili inclusiv un program de vizite. Apariția pe lume a acestui copil a fost, spun apropiații familiei regale, motivul pentru care, în 2016, fără prea multe explicații, Casa Regală a României anunța că Nicolae este exclus din succesiunea la tron și își pierde titlurile dinastice, decizia fiind luată de regele Mihai. Nicolae s-a mutat în România în 2012, la 2 ani după ce regele Mihai i-a acordat titlul de principe. A învățat limba română și s-a implicat în activități culturale și sportive în numele familiei regale a României. După ce a fost exclus din ordinea succesiunii la tron, Nicolae s-a căsătorit cu Alina Maria Binder. Nunta a avut loc anul trecut la Sinaia. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.